În continuare vorbim despre fericire, despre succes, dar mai ales despre ce sau cine ne poate fura fericirea și succesul. Mai multe despre subiectul ăsta discutăm în continuare cu Tania Toho, pe care o salut cu dragă de fiecare dată. Tania, bine ai revenit la noi! Bine v-am găsit! Așadar, trecem direct la subiect. Ce ne poate fura? Dar se poate, în primul rând, ne poate cineva sau ceva să ne ia din succes sau din fericire? Când vorbim de furt, vorbim de lucruri materiale. Adică da, poate să ne fure mașina sau telefonul, da, banii, așa. Și niciodată nu cred că ne gândim, adică ne gândim uneori când se întâmplă anumite chestii în viața noastră, când se încalecă, ne gândim atunci, ar fi putut cumva să influențeze factori externi? Și după asta, nu știu, încep lucrurile să o ia razna. Să zicem, ne mai simțim noi bine, energetic, sau ne fură, sunt hoți al fericirii, al succesului sau a sănătății, da? Și atunci trebuie să ne ducem așa și să facem un pic de incursiune, să vedem, se întâmplă, poate cineva să ne fure fericirea, să ne fure succesul, sănătatea. Și aici nu cred că este o parte așa mai mistică, dacă vorbim de psihologi, o să zică că interferează cu energetica noastră și atunci câmpul energetic se schimbă și omul cel oglindește altfel lucrurile, da? Dar mergem așa, direct. Noi mergem pe calea subiect. Noastră. Da, mergem la subiect. Se întâmplă deseori că noi interferăm cu anumite persoane, deci anumite persoane intervin în viața noastră și este o conexiune mult mai strânsă, da? Fie că este vorba de prieteni, da? Fie că este vorba de o rudă oarecare, adică apar în viața noastră anumite persoane care, după ce legătura asta se produce, noi ne dăm seama că în viața noastră se întâmplă lucruri așa mult prea diferite decât au fost anterior. Și atunci ajungem la concluzia că ceva este în neregulă, fie cu prietenul, cu colegul de muncă, fie cu o rudă oarecare, da? Și indicii așa că nouă ni se fură cumva energetica noastră sau prin intermediul acestor persoane, noi ajungem să vedem partea de acum goală a paharului și nu cea plină. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la indiciile astea, pentru că furtul este furtul din coconul nostru energetic sau din câmpul nostru energetic. Când ca atare, nu neapărat persoanele cele trebuie să aibă intenția asta, adică pot fi proiecții așa mai subconștiente, da? Și hai să vedem care sunt indiciile, după care noi ne putem da seama că în câmpul nostru energetic sunt fisuri sau să zicem sunt scurgeri energetice și omul din față sau cel cu care noi interacționăm, adică preia cumva energetica noastră. Deci dacă vorbim prin termeni ezoterici, atunci ni se fură energia, da? Și de aici normal că noi avem un stoc energetic mult mai mult și avem succes, avem fericire într-un domeniu oarecare, da? Primul indiciu este când o persoană apare în viața noastră și apare un interes vădit, un interes mai detaliat pentru ceea ce ne suntem noi. Fie că invidiază partea asta sau îi place lui, da? Partea asta a stilului tău sau ești un om frumos sau ești un om de succes sau ești fericit în relații, da? Și de la început e cumva nevinovat sau e o influență așa subtilă, mai finuță. Și când apare interesul ăsta, noi suntem bucuroși. Fiecare om caută atenție, da? Noi suntem dependenți cumva de căldură și atenție. Și de la început pare jucăuș. E frumos să fii cumva un mic idol, să zicem, un mic cumir pentru cineva. Și din ce în ce mai mult, omul ăsta capătă mai multă influență. Adică e cu mult mai prezent în viața ta, da? Al doilea factor care poate fi despre care putem să pomenim este faptul că omul ăsta insistă cumva să-ți facă anumite favoruri sau să-ți dea daruri. Și uneori se întâmplă că darul ăsta parcă este impus cumva. Uh-huh. Adică nu vrei să primești ceva de la omul ăsta sau zici, lasă, nu trebuie. Sau ai tu anumite chestiuni și zici, mă duc eu să fac treaba asta. Și vezi prezența asta atât de mult că omul poate să fie că este colegul tău de muncă sau fie că este doar un prieten. Vine la locul tău de muncă. Da. Hai să zicem că îți atinge obiectele tale. De exemplu, poate să stea pe scaunul tău, dacă ești la birou, sau să bea din cănuța ta, sau pot și eu să beau, sau să zicem inelul ăsta, ia de să-l măsor eu. După asta este schimbul de haine, sau ce mi-a plăcut bluzița asta, îmi dai suport. După asta vedem influența și la tine acasă, adică influența se extinde și se bagă în intimitățile tale. Se cere, de exemplu, în ospeție la zile de naștere sau la anumite serbări.
întâmplări oarecare, da? Vine acasă și poate intenționat să-ți... Mă apucă spaima. Când povestești un pic, când spui... Nu, noi nu ne gândim la chestiile astea, asta zic. Este pur și simplu, intervine omul în viață așa, foarte subtil, domol de la început, da? Și vine, de exemplu, când omul vine acasă, e interesant faptul că dacă îți dăruie ceva, persoana se interesează și de soarta acelui dar. Tu de ce nu porți hăinuța aceea? Dar ții minte, ți-am dat cercei, nu-ți mai plac sau nu-ți place parfumul care ți l-am dat. Deseori se întâmplă când poate să dăruie ceva nociv sau ție nu-ți place și nu vrei să porți, nu vrei să utilizezi obiectul dat. De exemplu, nu e bine când se dăruie alcool. Noi știm că acum se poartă așa. Da, dar ăsta este un indiciu, de exemplu. Când sunt factorii ăștia care tu cauți și în prieteniile astea sunt mai multe din ceea ce zic eu, trebuie să te pună pe gânduri. Și plus la asta apare disconfortul lăuntric. Ajungem la sfârșit, așa. Și, de exemplu, când intervine în viața ta, vine la tine acasă, poate să își lese un obiect de-al tău. Adică de-al său, da? Își influențează cumva prezența și prin obiectele personale. Sau să uite întâmplător, sau poartă, dacă ție îți place, uite, poartă tu eșarfa asta. Ne aducem aminte de Elsidora Duncan, da? La fel, a avut o prietenă care, după ce s-a infiltrat așa în viața ei, l-a început subtil, după asta a început viața lui Mary să crească, dar Elsidora a ajuns cine a ajuns. Și eșarfa dăruită de ea, care și-a găsit de-a cu sfârșitul, să zic, tot așa. Deci, și e interesant faptul că oamenii ăștia preiau cumva, să zicem, o atmosferă așa din viața noastră și ei vor să semene cu noi. După asta, influența asta crește și începe să vorbească cu cuvintele tale, să-ți folosească cuvinte din lexicul tău. Începe să aibă un stil, de exemplu, de îmbrăcăminte sau să te copie cumva, poate, culoarea sau să-și ia aceeași bluziță. Da? Să zicem, prietenii tăi devin comuni, exact. Și noi nu observăm că sunt anumite subtilități care duc... Deci, cum se preia energetica? Dacă omului îi place de familia ta, să zicem, tu te împaci bine cu soțul, persoana cu care tu te-ai întâlnit și a devenit prietena ta, nu avea inițial prieten, da? Și își găsește pe cineva. La tine, fără să-ți dai seama, începe să apară gâlceava asta în relații, da. Sau să zicem că este interesat de succes sau de în general de toată partea ta a vieții, da? Este interesat de succes. Și atunci la tine se apar fisuri, așa, adică tu începi să cauți resurse din alte părți. Până acum tu erai un om de afaceri, eu am întâlnit foarte multe cazuri, când de la început era doar pur și simplu amic, după asta a devenit partener de afaceri. Și după asta omul nu-și dădea seama că lucrurile o luau razna și nu înțelegea de ce. Celelalte părți începea să-i meargă bine, da? Își făcea diferite influențe și aici apăreau oarecare fisuri energetice și omul începe să-i meargă lui bine în partea cealaltă, dar aici începe să dezbalanceze așa lucrurile. Tania, scuze-mă că te întrerup, dar asta se întâmplă intenționat? Adică cel care asta vrea zic, să-ți ia poate energie... să fie proiecții subconștiente. Deci omul pur și simplu ca energetică este de tipul ăsta. Dacă explicăm, să zicem, mai psihologic, în limbaj psihologic, spune-mă paraziți, da? Dar îi explicăm ezoteric, atunci se întâmplă furtul ăsta de energie. Și auzim atâtea povești că a apărut omul acela în viața mea și de la început parcă era bine și după asta a început să fie foarte influent, da? Și asta este. Noi trebuie să căutăm indiciile astea, dacă ai prieteni sau ai oamenii cu influență așa maximă în viața ta, dacă sunt prezente anumiți mai mulți factori, creează disconfort. Asta e intuitiv, noi trebuie să simțim. De la început, deci oamenii de tipul ăsta se străduie să aibă mai mult contact cu tine. Poate să te lovească peste umăr sau poate să te strângă mâna, să te îmbrățișeze, să te sărute. De la început asta este incitant cumva, e frumos ce se întâmplă într-o relație dintre doi, dar după asta tu începi să simți disconfort, că prea mult se bagă în viața mea sau prea mult este interesat. Și de la primele indicii, așa, să diagnostifici treaba asta este foarte, foarte bine, este foarte util. Adică sunt prezenți factorii ăștia, plus la asta, tu intuitiv simți că lucrurile o iau razna. Am întâlnit foarte mulți oameni de afaceri care se plâng. De la început parcă era așa drăguț, era atât de prietenos, se oferea să facă ba un serviciu, ba alta. Împreună făceam, nu știu, petreceri de familie. Și după asta, influența asta când crește, zice, de acum e prea mult în viața mea. Și omului merge bine și aici se dezbalansează lucrurile, da?
Bineînțeles că ezoterici, dacă vorbim așa într-o ezoterie așa mai sănătoasă, se zice că omului ăsta i-a făcut ceva energetic și din cauza asta lui începe să nu-i mai meargă. Adică până atunci, dacă era paharul plin în relații sau în succes, după asta începe să se deșerte cumva lucrurile. Și ok, dacă ai diagnostificat tu ceea ce se întâmplă când interferezi cu anumite persoane, ți-ai dat seama că este un vampir energetic, să zicem, sau un parazit energic. Adică putem să-i zicem oricum. Sau și-a încălcat limitele, hai să zicem, da? Atunci poți cumva ca să-ți protejezi tu sistemul ăsta energetic, câmpul tău energetic. Da, bineînțeles. Pentru că succesul vine la omul care are un stoc energetic mult, da? Mm-hmm. Ca și popularitatea la fel. Se întâmplă deseori când omul a fost popular sau omul a fost de succes și ajunge, știm și despre Esenin cu prietenul său, la fel a ajuns, cum a ajuns Esenin, da? Ultimii ani din viață. Și atunci ce se întâmplă? Cum te protejezi energetic? Să o luăm de la lucrurile simple. În primul rând, când observi lucrurile astea, începi să te îndepărtezi? Să te îndepărtezi de persoana asta, să-l faci un pic mai puțin. Începi să pui oarecare limite, chiar dacă deranjează, da? Chiar dacă uneva ți-e frică, dar ce o să zic? Nu convine treaba asta, da. Și sunt diferite practici spirituale. În primul rând, practici de curățire energetică, da? Curățirea energetică a spațiului. Izbăvirea poate de obiectele care le ai de la el. Ei pot intenționat să lese anumite obiecte. Sau, de exemplu, dacă te-ai măsurat cu haina sau i-ai dat haina, nu o mai iai înapoi, leși omului acolo. Da, sunt practici spirituale pe care poți să le, nu numai de curățire, da? Mai sunt amuletele sau cristalele care purifică foarte bine energetică. Mai sunt ghizii spirituali, da, la care oamenii apelează pentru o protecție energetică. Sunt oarecare ritualuri, da, nu neapărat să le legăm de magie. Tu și singur poți face. Când îți imaginezi că este un bol de sticlă și omul ăsta nu intervine nicicum cu cuvintele sale. Exact, da. Și plus la asta, cred că în primul rând noi ar trebui să simțim intuitiv ceea ce se întâmplă. Da? Pentru că am întâlnit când oamenii așa au avut un declin, să zicem, în carieră și după asta zice, dar eu întotdeauna am simțit că ceva este în omul ăsta sau influența lui negativă. Și părea prea drăguț. Uh-huh. Oamenii ăștia sunt galanți de obicei sau, de exemplu, cu laudele excesive. Da? Da, da. Au ce bine ți este, au ce bine ți-a reușit, dar cum ai ajuns? Și să fim aici foarte atenți pentru că înainte nu se vorbeau despre intimitățile casei. Da, noi știm, de exemplu, nu povesteau oamenii de la țară despre femeia că este însărcinată sau cum de a ajuns să aibă roadele cele, despre salarii nici nu mai vorbim. Adică se păstra cumva în cutiuțele astea intime, da. Dar acum noi vociferăm și la televizor și veniturile noastre, spunem, și despre chestiile de familie și de ce s-a divorțat și cum l-am întâlnit și ce am făcut, da? Și sunt expuse cumva. Și noi nu ne dăm seama cum poate să ajungă legăturile astea și să dezbine, da? E mai bine să fim mai discreți, eu cred, da, da. Uh-huh. Adică până unde poți să povestești? Și dacă omul este protejat energetic, sunt oameni care au o protecție energetică mare. S-au născut, de exemplu, au îngeri păzitori, să zic așa, mai prietenoși cu ei. Da? Sau pur și simplu ei ca cocon energetic, câmp energetic. Sunt oameni puternici. Uite, stai lângă un om și tu simți că omul ăsta vibrează. Pur și simplu nu poți să-l influențezi cumva ca vorbire. Și asta e genetic? Ca vorbire. Genetic. Adică nu neapărat. Este omul care de acum are, să zic, puterea gândului. Da, cu el nu-l afectează. Da, exact. Și puterea gândului, eu cred că este colosală. Oamenii nu-și dau seama despre asta. Pur și simplu poți să te faci că zboară cuvintele. Sau oamenii de tipul ăsta au și o energetică așa mai hipnotică. Tu nu poți să-i spui nu, tu nu poți să refuzi. Și tu nu-ți dai seama și după asta trece, nu știu, ajunge acasă. Dar de ce eu am fost de acord cu asta? Da, și oamenii ăștia ori se nasc cu energetica asta, ori învață. Am spus că poate să o facă conștient, dar poate să o facă inconștient, da? Pur și simplu el în genetică are treaba asta. Noi nu știm ce este informația noastră genetică, este un palmarez acolo, da, dar cunoscut. Exact, nu evolutiv. Avem atâția ani, nu știu, atâtea generații în spate și nu știi ce păstrează gena. Mulțumim foarte mult, Ania, pentru aceste explicații. Da, sunt multe lucruri foarte importante. Care să ne pună pe gânduri uneori. Da, să ne pună pe gânduri, exact. Acum, de acum înainte, cu siguranță, voi fi mult mai atentă la cei din jur și la cum reacționează oamenii din jur. Mulțumim tare mult pentru că ai fost alături de noi.